pietre mai sunt? Ia citește să vedem. Asta era aici. Pune-l aici, Luca. Așa, bun. Hai să vedem. Nu, că aici este. Asta de aici trebuie să fie. Uite de aici unde ai avea biluța. Uite, vezi? Ia hai să vedem. Ce avem aici? Avem, deci, cuarțul citrin. Avem florina. Ce mai avem? Ochiul de tigru. Uite, ochiul de tigru ăsta este. Uite-lea. De unde îl țin? Stai să văd dacă ăla e sau... Ia. Nu, ăsta e ochiul de tigru. Uite-l. Vezi? Nu, nu, dar te uiți unde le pui. Dentifriști. Pentru care, uite, striațiile astea și îi uite cum îi sidefat, așa. Îi sidefat. Aha. Bun, hai să mergem mai departe. Agatul de Botswana. Agatul de Botswana. Hematitul. Hematitul, ia să vedem hematitul. Ia, dă un pic să vedem. Ia uite. Asta-i. Da, topazul, simbol al credinței și dragostei. Ăla trebuie să fie? Uite. Ia să vedem. Dar stai puțin, dă mai încolo să vedem dacă el este. Nu, uite hematitul, e ăsta negru. Adică ăsta. Atâta-ți bași capul în aiurea. Ba nu ăsta. Sau ăla, da. Trebuie de văzut exact. Care și cum nu poți asta, așa te lezi. Asta parcă e un cărbune. Da. Hai să vedem. Mai încolo. Ia uite, topazul din Madagascar. Da, da, fierul ca minereu trebuie băgat în cu... Nu, e extras. Ia uite lapis lazuli. Lapis lazuli cum arată? Ia. Uite-te, dă-ți să vedem. Lapis lazuli, ia. Da. Ăsta e lapis lazuli. Nu, dă mai încolo. Stai un pic, ai puțină răbdare. De ce te grăbești așa? Lapis lazuli. Ia uite lapis lazuli. Hai să vedem aici. Așa arată. Eu cred că este asta. Ăla, da. Vezi? Ia nu uite. Nu pot să cred că am și eu un lapis lazuli. Da, denumirea de... Ia uite, ia citește aici. Denumirea de lapis lazuli, cu care este cunoscută această piatră de podoabă în nuanțe albastru indigo. Nu are nu fi asta? Nu. Nu zici? Uite, da, stai, ți-ai prins. Da, că o spune albastru indigo. Și ce spune? Albastru pal și bleu verzui își are originea în cuvântul persan laizvard, care înseamnă albastru. Compoziția acestei roci poliminerale este complexă, conținând lazurit, sodalit, pirită, nefelit și calcit. Deci, vezi, asta este o știință foarte... Cum să spun eu exact așa? Vezi exact din ce-s făcute. Hai să mergem mai departe. Nu pune acolo, că nu acolo trebuie să-l pui. Trebuie să-l pui în loc, într-un loc gol. Bun, ăsta-l punem aici la locul lui și ăsta-l punem aici. Hai să mergem mai departe. Ce mai avem aici? Ia, mai avem prasiolitul. Ia. Hai să nu te unde să le punem pe asta. Aici trebuie. A? Acolo, da. Da. Deci mai avem prasiolitul. Ia mai dă să vedem ce mai este. Vezi? Avem sodalitul. Vezi că toate se termină cam în itul. Aproape. Aragonitul. Stai să vedem. Ce mai piatra este? Lunii. Asta e de la cealaltă colecție a noastră de monede. Piatra lunii, andaluzitul, cianitul. Uite piatra lunii, uite ce frumoasă e. Vezi? Transparentă. Da, e cumva transparent, așa. Da, așa arată. Da, așa. Așa arată în mine? Dumortierul din care putem observa aici un eșantion provenit din Madagascar. Ele s-a amestecat, Lucas, de acolo se extrase. Nu-i... Hai să vedem în continuare. Uite, pietrele și astrologia occidentală, toate au. Aragonitul, am spus, ochiul de șoim. Wow. Ochiul de șoim, obsidianul de mahon. Obsidianul de vezi? Mahon? Regăsești aici pietre din jocul tău. Ia uite obsidianul. Vezi, obsidianul? Că tot îți place ție. Obsidianul de mahon. Ia uite obsidianul de mahon. Ia să-l vedem, oare ăsta o fi? Ăsta e, vezi? Obsidian, wow! Vezi? Deci ce ai găsit? Ai găsit lapis lazuli? Ai găsit obsidianul? Trebuie să mai găsim. Vezi? Trebuie să mai fie. Hai să vedem. Ți-am spus că există. Hai! Ți-am spus că există obsidian. Hai să vedem. Aici era obsidianul. Ce mai avem? Ia să vedem. Haulitul alb, jaspul Picasso, prehnitul, aventurinul portocaliu, unachitul, cuarțul
Hialin. Ce mai avem? Jaspul zebrat. Uite, ăsta trebuie să fie jaspul zebrat. Ia uite-l. Da, clar ăla. Îl vezi? Jaspul zebrat. Jadeitul. Cornalina și mai sunt, dar trebuie să scoatem toate, toată colecția care avem.